Salutare și bine ați venit sau revenit pe eVlog Auto. După cum ați văzut în titlul clipului, astăzi vorbim despre Ford Puma STX cu motor de 1.0 EcoBoost Mild Hybrid. Și acum timpul pentru o scurtă poveste. Când am condus prima oară o mașină cu motor de 1.0, tot Ford, dar Fiesta, nu am fost tocmai încântată pentru că m-am gândit că un motor de 1.0 nu va fi neapărat pe placul preferințelor mele în ceea ce privește performanța. Dar, vai cât m-am înșelat! Și ca să vedeți cât de mult mi-a plăcut mie Ford Fiesta, vă invit, vă rog, să vedeți clipul pe care l-am făcut, l-avem deja pe canalul de YouTube. Bun, deci, asta înseamnă că eu din start am fost încântată să pot testa o mașină, un alt Ford cu aceeași motorizare, dar pe lângă asta știam că Fordul acesta Puma o să aibă echiparea ST, ceea ce din start înseamnă o mașină configurată pentru performanță sportivă. Nu-i treabă ușoară să cumperi o mașină nouă sau o nouă mașină veche, adică second hand. Prietenii de la autovid.ro au lansat prima platformă educativă cu sfaturi utile despre tot procesul de cumpărare a unei mașini. De la opțiuni de finanțare, cum alegi mașina potrivită în funcție de nevoi și scop, cum te asiguri că anunțul este pe bune, care sunt actele și procedurile legale, la ce să fii atent la vizionare și multe, multe altele. Mai ales pentru cumpărătorii aflați la prima cumpărare, pagina este un must check, ca să nu-ți pară rău mai târziu. La exterior, mi se pare că Puma arată în mod normal ca o buburuză din desene animate. Dar echiparea ST aduce câteva detalii diferite care conferă mașinii o înfățișare mai, să zicem, serioasă, fioroasă. Cred că e mult spus, dar oricum. O nouă grilă, un spoiler de dimensiuni mai mari și sigle explicative peste tot. Față, spate, pe pragul ușilor, pe volan și chiar proiecție pe asfalt. În rest, și farurile și stopurile sunt LED, evacuarea este dublă, jantele sunt din aliaj de 19 inci. Dar cam atât despre exterior, căci imaginile vorbesc de la sine. Haideți să ne mutăm la interior. La interior avem scaune sport Ford Performance, reglabile manual și încălzite, parbrizul este și el încălzit, volanul este încălzit cu sigla ST și butoane pentru funcțiile de care avem nevoie să fie la îndemână. Inclusiv butonul pentru selectarea modurilor de rulare se află aici, dar și mai important este că aici se află și butonul care îți selectează modul rachetă, adică sport. Modul sport, avem un buton aici pentru că este foarte important în unele situații să nu pierzi timp și atenție să stai să cauți modul sport în lista aceea cu toate modurile de rulare. Mi se pare o idee foarte bună, știți, un pic ca la Porsche, așa cum au aceea butonul cu 30 de secunde de performanță maximă, mi se pare o idee foarte bună. Avem aici multitudine de butoane fizice pentru sistemul de climatizare, spațiu de încărcare wireless și un slot USB-A lângă, care este necesar pentru a ne conecta la Apple CarPlay sau Android Auto, căci este posibil doar prin cablu. Instrumentarul de bord digital este ușor de configurat pentru acces rapid către informațiile care ne interesează mai mult. Pentru sistemul de infotainment avem un ecran de 8 inci, care e destul de ușor de folosit, doar că nu are mereu cea mai bună viteză de reacție. Sistemul audio este format din 10 difuzoare Bang & Olufsen, iar sunetul este impecabil, doar că basul este un pic cam puternic și la volum ridicat mașina începe să zornăie puțin. Pe bancheta spate situația e puțin înghesuită, dar spun asta în condițiile în care scaunul șoferului este reglat pentru dummy, care are 1,90 m. Și eu totuși stau lejer, deși mi se pare că scaunul e parcă prea aproape de mine. De un al treilea pasager, cred că nu poate fi vorba decât dacă înghesuim situația și mai mult. Și toată zona de la cap pare un pic apăsătoare, deși din nou spun, eu am loc la 1,70 m cât am. De asemenea, pasagerii de pe bancheta spate își pot configura singuri nivelul de lumină în habitaclu pentru că au parasolar separat. În ceea ce privește sistemele de siguranță, avem sistemul de avertizare la părăsirea benzii, cel pentru menținerea benzii, alertele precoliziune, recunoașterea indicatoarelor de viteză, sistem de detectare a oboselii șoferului, senzori față, spate și cameră pentru marș arier. Aici, pe consola centrală, avem buton pentru a dezactiva start-stop-ul, ceea ce e foarte practic, dar
La unele mașini există un buton și pentru dezactivarea lane assist-ului, doar că aici nu numai că nu avem un buton, dar am observat în sistemul de infotainment că nici nu-l poți dezactiva complet. Poți doar să modifici intensitatea cu care sistemul acționează. În ceea ce privește experiența de condus, ascultați bine ce urmează să se audă. Două puncte. Motor de 1.0 benzină mild hybrid, 160 de cai putere, 248 Nm cuplu, modul sport, accelerație. Acesta este un motor în 3 cilindri. Eu am mai spus la un moment dat despre o altă mașină cu motor motor în 3 cilindri că sună ca un Mustang și mi s-a zis: "Ei, cum să spui așa ceva? Vai, Doamne." Dar așa se aude la mine în urechi, n-am ce să fac. Pentru mine sunetul acesta este muzică. Doar creierul meu este puțin confuz pentru că aude acest sunet ieșind dintr-o mașină cu motor de 1.0. Trecând peste detaliul acesta, că e creierul meu confuz, mai știu eu ce, totul de la scaunele sport, suspensia sportivă, direcția ușor rigidă, foarte precisă, care răspunde imediat atunci când tragi de volan, totul contribuie la a oferi această senzație de performanță sportivă în adevăratul sens al cuvântului. Și deși stilul meu de condus ar putea fi descris ca fiind sportiv, să zicem, în termeni frumoși, profesioniști, mă gândeam acum, după ce am avut ceva timp cu această mașină, mă gândeam dacă aș putea să-mi cumpăr o astfel de mașină. Este o reală plăcere, sincer, să conduci o mașină așa, dar mă gândesc dacă ar fi să-mi iau această mașină și să merg zi de zi la serviciu cu ea, nu este neapărat cea mai confortabilă. Și să vă spun, o scurtă poveste acum despre ziua de vineri. Ziua de vineri a fost ceva de vise rele și odată cu această poveste o să ajung și la capitolul consum. Ideea e că de când a început anul școlar, oricum traficul este vizibil înrăutățit. Numai că weekendul acesta, când noi filmăm, este weekendul dinaintea începerii anului universitar. Nu vreți să știți ce a fost în București vineri. Eu de obicei caut să mă strecor, să fiu cât mai eficientă, nu las spații goale neumplute. Nu am avut unde să mă duc. Efectiv, oriunde mă aflam, nu aveam unde să mă duc, coloane de mașini peste tot. Nu prea am folosit modul sport, dar ideea e, eu am luat mașina cu un consum de 8,5. Până spre finalul zilei am adus-o la un consum de 15. Pentru că după aceea, seara, am ieșit iar la o plimbare și m-am plimbat puțin pentru niște teste de viteză, cum le numesc eu, pe o porțiune de autostradă, dus întors de vreo 2 ori. Și am consumul la finalul serii era de 11. În acest moment consumul este de 10,7 litri la 100 de kilometri și în total am parcurs 177 de kilometri. Sunt convinsă că în continuare este un consum destul de mare, mai ales că vorbim de un motor de 1 litru. Dar pentru cei care ați mai văzut clipuri cu mine, știți și că eu niciodată nu am cum să scot un consum cât mai aproape de real, pentru că nu conduc mașinile în acel fel. Nu conduc mașinile cum aș conduce mașina mea zilnic dacă ar fi să mă duc la serviciu. Bine, poate un pic. Dar în fine, nu despre asta este vorba. Deci consumul clar scade. Nu știu dacă ne putem orienta la acel 8,5 ca fiind mult mai aproape de adevăr, cu siguranță, mult mai aproape de adevăr. Dar asta ar fi de zis despre consumul acestei mașini. Legat de modul cum accelerează, cum frânează, pentru că și modul în care accelerează această mașină contribuie, nu, la senzația de mașină sportivă. Ideea e, avem o cutie de viteze în 7 trepte. Mi se pare că trecerea de la o viteză la cealaltă se produce cu o oarecare
bruscare. Uneori o simți mai intens, alteori mai puțin intens, dar ea totuși se simte. Și este mult, evident, o simți cu atât mai mult când ești în modul sport. Îmi place foarte mult cum pedala de accelerație devine foarte sensibilă atunci când ești în modul sport, astfel încât mașina reacționează la orice apăsare de pedală. Imediat cum ai apăsat, ea reacționează. Că în ultimul timp am tot dat de mașini care aveau o cursă moartă în care mașina nu reacționa absolut deloc, deși era în modul sport și teoretic ar fi trebuit să poți să controlezi, să aibă tot cuplul ăla îngrenat și să poți controla mașina dacă faci așa cu piciorul pe pedală. Aici se poate, deci. În ceea ce privește frâna, este o pedală rigidă care reacționează imediat, iar frânarea se produce și cu destul de mare intensitate, prompt și cu intensitate, ceea ce e necesar, logic, pentru o astfel de mașină, cu titlul de mașină cu caracter sportiv. În ceea ce privește prețul, prin programul Rabla, care oferă un tichet de 7.000 de lei, ar mai rămâne de plată 34.240 de euro cu TVA inclus. De precizat că din tot ce are această mașină pe ea, singurul opțional este culoarea, iar valoarea este de 850 de euro. Știu că sunt oameni, știu sigur că sunt oameni, care ar considera că rigiditatea pe care o are acest Ford Puma nu este ceva greu de suportat. Sunt oameni care au mașini mult mai rigide pe care le folosesc zi de zi pentru a merge la serviciu sau în fine. Deci consider că inclusiv acest aspect ține de fiecare, care este gradul de suportabilitate pe care îl are fiecare în ceea ce privește confortul și cât de mult vrei tu, cât de mult confort vrei să ai în mașina pe care o folosești zi de zi când stai într-un trafic, cum a fost vineri, a fost absolut oribil. Am rămas cu PTSD de la ce am trăit vineri în trafic. Da, dar dacă ne referim strict la faptul că aceasta este o mașină sportivă, mi se pare că s-a făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți aici. Sper că detaliile oferite v-au fost de folos și ne vedem data viitoare pe eBlog Auto. La revedere!